Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm despre hingherii de mașini, așa cum îi numește presa. Discutăm despre firma care ridică mașinile din orașul Constanța. Avem câteva noutăți și primăria a făcut un anunț acum câteva minute, nu cred că a trecut o oră. Vi-l vom spune și noi pe parcursul emisiunii. Vorbim și despre modul cum se parchează în Constanța. O să rog pe colegii mei să pregătească o imagine. Unul dintre invitații mei, în drum spre redacție, a fotografiat la întâmplare, aș putea spune, o mașină. O să vedeți despre ce este vorba. Sunt sigur că o să recunoașteți și dumneavoastră astfel de imagine. Vedeți în trafic în fiecare zi. În dreapta mea, Dragoș Cocoloș, alias Răzbunarea Căpșunarului. Bună Bună seara! ziua, bună seara! E seară, e zi? E seară, e zi. Cred că e... Nu, e zi, că s-a dat ora. Bună ziua! Bună ziua! Și Dorian Hapurnea, Constanța, Bună jurnalist ziua, Constanța. Mulțumesc pentru invitație! Bună ziua! Bun, să vedem dacă avem pregătită fotografia. O așteptăm. Cum se circulă în orașul Constanța din punct de vedere al pietonului, Dragoș? Pietonul e groaznic. Ca pieton e groaznic. Ce să... Nu ai pe unde, practic. În afară de astea mari, cum ar fi Lăpușneanu sau așa, pe... Avem o fotografie realizată de tine. În ce cartier? În Tomis Nord. În Tomis Nord. Nu mașina albastră e problema. Se pare că e parcată reglamentară. Mașina albă, da. Mașina albă care ocupă tot trotuarul. Se întâmplă des? Se întâmplă... uite, cum se vede, nu? Deci, acum, să o luăm logic. Toată lumea parchează, și eu parchez acolo, parchează jumate-jumate, adică să aibă loc unde să treacă omul. Da, așa spune și legea, am citit o hotărâre de Consiliul Local, să lași un metru. Exact, unde metru, că nu mai e 5 milimetru. Nu știu dacă i-ați văzut prin oraș, am parcat și eu odată, nu chiar în halul ăsta, că nu sunt... Mi s-a părut un pic nesimțit ce a făcut domnul cu Peugeot alb acolo. Poate chiar merită amendat. Eu am parcat un pic mai, cam cum e Dacia, așa albastră, și au venit cu ruleta și au măsurat să vadă exact dacă sunt într-un metru sau nu. Mi s-a părut foarte haios pentru un polițist să stea cu ruleta după el să măsoare distanțele. Interesant. Eu l-am sugerat celor de la locală să-și măsoare singuri cu ruleta mașinile exact pe care le parchează în zona poliției locale. Mașinile lor. Nu ai loc să treci. Ei au spus că este un metru. Am uitat să prezint un invitat în lipsă, un invitat invizibil, un invitat care n-a dorit să fie invitat. Domnul Toma Nicolae Florin. Aveți acolo un scaun, dar noi îl așteptăm. I-am trimis un SMS. Domnul Toma Nicolae Florin, cu care am mai vorbit, nu are niciun e-mail, mi-a declarat la telefon, niciun fax, nu are nimic. L-am invitat. De ce l-am invitat? Este administratorul firmei care ridică mașini în Constanța, contract de aproximativ 2 ani de zile, contract care expiră pe 1 aprilie. Nu este glumă. Îl așteptăm, încercăm să îl și sunăm. Bun, contractul acesta de ridicare al mașinilor este unul dintre subiectele noastre, Dorian. A fost încheiat acum aproximativ 2 ani de zile. Ai scris despre el. Am scris despre el. Aș vrea să le spun în primul rând oamenilor care se uită că de la 1 aprilie nu li se mai poate ridica mașina, pentru că astăzi l-am întrebat pe domnul viceprimar Făgădău dacă s-a făcut vreun demers în prelungirea acestui contract și părea foarte departe de subiect. A spus că nu-l cunoaște, că se va gândi, că va prelungi contractul. Îi felicit pe cei de la Asociația Constanța, ia atitudine, pentru că s-au preocupat zile la rând să convingă primăria să scoată la lumină acest contract. Acest contract care, cel puțin după părerea mea, este făcut cel puțin ciudat, pentru că acest contract nu aduce niciun beneficiu instituției. Acest contract prevede că toți banii care vin din ridicatul mașinilor din Constanța rămân la firma care face acest lucru. Este vorba de o sumă destul de mare, de câte știu. 600 de lei. Da. Numai pentru această firmă, dar ca ai ghinion exact să-ți ridice mașina, mai plătești ceva pe la poliția locală. Amendă, da. Din jur de încă 200 de lei. Bun, haideți să, înainte de asta, părerea primarului Radu Mazăre, am discutat astăzi, înainte de a intra în emisiune cu primarul Radu Mazăre, avem și un telefon, imediat vă spun ce spune Radu Mazăre, nu cunoaște detalii despre contract, citez, eu am delegat atribuțiile de un an de zile, am încheiat citatul din primarul Radu Mazăre cu atribuții delegate, un telefon, bună ziua, m-am încurcat din nou, vă ascultăm. Bună ziua, sunt un cetățean al orașului Constanța. Da, vă ascultăm, da, să știți, pe scurt vă rog. Deci, în săptămâna, acum vreo două săptămâni, mi-a fost ridicată mașina chiar din fața blocului. Păi ați parcat de regulamentar, bănuiesc. Nu e parc, este 20 de ani, nu există, în fața blocului este parcare, nu este drum public. M-am trezit că vine un vecin și m-am prezentat la
la sediul lor acolo, la unde au ei sediu. Știți, asta, în zona Obor. Da, și ce v-au spus? Da, au spus că am deranjat pe cine, nu știu pe cine am deranjat, pentru că eu unde îmi parchez mașina, parchez și nevasta mea. Deci puteam să o deranjez pe nevasta mea, nu pe altcineva. Altă problemă care mă deranjează cel mai mult, poliția locală este angajată a acestei firme. Poliția locală în orașul nostru nu face altceva decât să ridice mașini de pe stradă. Măsoară, cum a zis mai devreme, cu centimetru, dacă sunt 90 de centimetri. Mi s-a mai ridicat toată mașina din față, dar e regla, că știți dumneavoastră, dar Renel. În față la Renel este un trotuar. O să vă spună și Dragoș, invitatul meu, ceva despre asta. Da. Spuneți, cât ați plătit pentru ridicatul mașinii, cu totul? Cât v-a costat? Am plătit 6 milioane ca să pot să-mi ridic mașina. Da? Așa. Pentru că am făcut puțin scandal acolo, că am făcut, recunosc. În loc de 2 milioane, poliția locală mi-a dat 7 milioane amendă. Am contestat, o să ne judecăm. Acum, na, suntem și noi, avem și noi niște drepturi. Am înțeles. Deci ați plătit vreo 2 salarii minime pe economie. Felicitări, nu știu ce să zic. Eu nu am nimic cu băieții aceștia. Băieții aceștia au primit dreptul de a ridica mașini de la cineva. Nu contează de la cine. Poliția locală este angajată a firmei private, nu știu cum o cheamă, Litoral sau Conex sau cum îi cheamă. Litoral, Conex. Am înțeles. Bun. Rămânem cu această întrebare. Mulțumesc pentru telefon. Rămânem cu această întrebare. Dacă poliția locală este angajată acestei firme private, n-a dorit sunt să vină în emisiune, să știți, domnul de la firma aceasta privată. Vreau să fac o completare la ceea ce ai spus tu, adineauri, că primarul la Dumazăre spune că nu cunoaște detalii despre acest contract. La un moment dat, sunând la primărie, investigând problema acestui contract, am vorbit cu secretara domnului Radu Mazăre, pe care, întâmplător, înainte să se căsătorească, o chema Toma, și am întrebat-o, tu nu cumva ești rudă cu Florin Toma de la Litoral Connect? Și a spus, nu sunt rudă, dar îl cunosc, că vine tot timpul pe la domnul primar. Deci să ne lase domnul primar cu asta, că nu cunoaște detalii despre contract? Da, poate știe persoana, dar nu contractul. Aici, de ce? Mă rog, da. Informația este interesantă. Vorbim și despre celelalți doi asociați în această firmă care, mă rog, ridică destule întrebări, ca să nu spun altfel. Cum e zona aceasta de la Spitalul Județean? Acolo e o parcare mare și frumoasă și încăpătoare. Cine umblă prin oraș cu mașina ar trebui să știe deja, după atâția ani, că poliția are câteva zone unde acționează cu chestiunile astea. Una e Lăpușnealul, pe lângă mall pe acolo, unul e spitalul. Casa de cultură. Casa de cultură. Iau câteva zone. Dacă, unde, în rest poți să parchezi cum nu a parcat cred. Domnul eu aici. Eu trec pe lângă mall-ul acela de pe Lăpușnealul și văd taximetriști în fiecare zi acolo. Nu, se pare că nu, nu acționează. Nu, acționează. Aia probabil, nu știu, cred că au acasă cum să zic, o cameră numai cu amenzi. E posibil să... Nu știu dacă le plătesc. Da, mă rog, ia subiect. Vorbim de ridicat. Poliția. Deci poliția la spital, mi s-a întâmplat acum câteva zile, socrului meu chiar, au fost la urgență acolo, parcarea aia n-am înțeles, la spital acolo ar fi trebuit făcută, am înțeles că a fost făcută pentru spital, nu? Sau cum? Nu. Parchează oricine. Da. În sfârșit. Sunt chiar probleme pentru că mulți oameni care locuiesc în zonă blochează. Păi problema asta e în oraș. Deci, mai spunea cineva că orașul Constanța, că traficul, în Constanța nu există niciun fel de trafic. Constanța există, se mută niște mașini dimineața dintr-un loc în altul, atâta tot. Și seara în jur de ora 4. Și invers. Deci în Constanța problema e parcarea, nu trafic. Nu există niciun trafic, nu există cozi. Cine vorbește de trafic înseamnă că nu știe ce e trafic. Deci, nu avem nici măcar trafic unei comune dezvoltate dintr-o țară occidentală. Există, de fapt, un trafic înghesuit care se datorează... Da, e vorba de parcări. Deci e vorba... Tomisu e o parcare, bulevardul Tomisu. Dar acolo nu-i nevoie. Eu l-am întrebat personal pe primarul Radu Mazăre într-o conferință de presă și mi-a spus că în zona primăriei, acolo, acolo avem și noi o redacție, nu este nevoie de parcare, așa mi-a spus. Nu este nevoie? Nu este nevoie, înseamnă așa mi-a spus domnul primar. Ce-i drept, domnul Făgădău spune așa, că este un proiect să facă o parcare sub parcul acela mare de la teatru de stat. Mă rog, fraților, deci în fața primăriei, deci nu unde au dat ei de au făcut terase, că acolo n-ai cum să parchezi, că sunt terase, da? Dar peste drum. Da, unde e și România Liberă și tot ce e acolo? Pe acolo sunt mașinile clare peste grămadă în colțul acolo. Unde nu se vede, adică cred ce că e o mare greșeală să-l întreb pe Radu Mazăre despre parcările din Constanța, pentru că l-am văzut în mai multe rânduri. Cum parchează pe el, dacă are treabă într-o clădire, parchează la 2 metri lângă ea, doi bodyguards îi păzesc mașina. Nu e singur, și toți consilierii, nu e singur, se vede cum parchează toată lumea, atunci, da, deci, pe noi știi cum negonesc de la există și celebra poză cu mașina lui de epocă parcată
pe trecerea de pietoni. Am înțeles. Mai greșim, mai greșim cu toții. Mai avem un telefon. Așa. Scuze, mai avem un telefon, să nu aștepte prea mult, îl luăm și revenim. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua, vă ascultăm. Dacă aveți o remarcă sau o întrebare, vă ascultăm. Domnule, vă asist la convorbirea asta dumneavoastră cu ridicatul mașinilor. Uite, am pățit și eu o treabă. Eu stau aici la Trocadero, în blocul ăsta, leve 18, de lângă Mega Image, da, mai jos. Da, nu mai spuneți de filme, dar vă ascultăm. Cu parcarea mașinilor. Eu am parcat mașina, că mi-a ocupat altcineva, nu mă, locul meu unde plătesc, am hârtie tot. Și am ocupat la ăștia cu mobila în față. E, a anunțat și a venit și mi-a ridicat mașina. Eu am dat telefon la escroci ăștia care ridică mașini și am spus, domnule, uite, vinul că pe parcarea mea a parcat altul și când ne-a zis, dați-mi numărul, că ne-am dat numărul, că e un drogat care stă aici în bloc lângă, vis-a-vis de mine și ăsta vine beat și trage mașina pe unde găsește, vine drogat și am spus, domnule, vine și ne-a dat numărul la mașină, zice, e, nu putem să venim să luăm, că dacă ne arătați confirmarea că aveți locul de parcare plătit. Cum, domnule, vin încoace, am și fier cu numărul mașinii, am și... Ei, n-a vrut să vină. A trebuit să mă duc să plătesc amenda pentru că niște escroci adună mașinile, iar ăla care mi-a... Am înțeles, da. Am înțeles, da, interesant. Mi s-a întâmplat și nouă. Vă mulțumesc pentru telefon, dar trebuie să vă spun ceva. Așa, am sunat și eu la poliția locală și mi-a spus așa, dacă fierul ăla, cum spuneți dumneavoastră, plăcuța aia, nu e ridicată, oricine are voie să parcheze pe locul dumneavoastră. Deci ideea e să o ridicați când plecați acasă. Eu o ridic, dar eu când plec cu mașina de aici, mi-am pus lacăt, mi-a tăiat lacătul și am pus acum... Asta e... am înțeles. Mulțumesc pentru telefon. Asta e o chestiune de distrugere de bun public. E caz penal. La poliție cu sesizare. Da, ideea asta e că... Deci e o mică afacere locală și la care poliția participă. M-a șocat că m-a șocat atitudinea mai mult a poliției. Nu mă-i da un metru, nu știu ce. Stai, bă, frate, puțin. Ți-a adus omul o hârtie. A fost la urgență. Deci parcarea asta, atunci, nu știu, la ce ați făcut parcarea la spital acolo? Unde? Cine are treabă la spital? Păi e folositoare parcarea. Păi e plină. Dacă nu era păi plină, e plină, dar nu e lume. Deci oamenii nu vin la spital acolo. Aia vin să-și parcheze mașina. Asta e problema. Știți că la un moment dat își făcuseră un obicei din a ridica toate mașinile care parcau în parcările de mall-uri pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Foarte bine făceau. Ăla e un lucru bun. Foarte bine. Deci își făcuseră obiceiul ăsta o perioadă, dar le-a trecut repede. Nu s-a mai am văzut aici aici la un mall nu mai spune. Să nu ne gândim că au spus ei ce oameni răi parchează pe locurile. Nu, au speculat pur și simplu. O oportunitate bine, și dacă ținem cont că lucrul ăsta s-a întâmplat numai în mall-ul care îi aparținea la vremea respectivă lui Elan Schwarzenberg, care e foarte bun prieten cu Radu Mazere, chiar el a recunoscut, putem să tragem niște concluzii. Da, noi tragem o linie la jumătatea emisiunii, aproape la jumătate, pentru că nu am pauză publicitară și revenim. Am revenit. Locuri de parcare sunt sau nu sunt? Spuneam că nu sunt, nu? Despre asta discutam. Deci discutam în pauză puțin despre asta. E pe față faptul că este e pur și simplu o afacere, decât o afacere, să zicea. Pentru că, dumneavoastră, vorbim cum au făcut alții, da? Pe alții, întâi îți oferă condițiile și dacă ești după aia, dacă ești nesimțit și nu vrei să te conformezi, atunci te amendezi, da? Dar în momentul când tu nu ai unde parca, eu nu vorbesc de ăla care s-a urcat cu toată mașina pe trotuar, da? Dar sunt zone unde chiar nu ai unde parca. Bine, poliția și dacă îi spui unde să parchezi, nu știu, nu e problema mea, asta e, vă descurcați. Ce să descurc, ce să fac? Sunt multe zone, nu străzi, zone, în Tomis zone, nu zone. Ai unde parca, e foarte greu, Constanța în Tomis 3. Constanța nu are parcări. Constanța este un oraș administrat prost, fără viziune, am spus-o de altea ori chiar aici la tine în emisiune, parcările nici nu sunt aducătoare de profit, pentru ce să faci parcări în Constanța? Nu e mai simplu să nu le faci și să înființezi o firmă care să ia 600 de lei de fiecare mașină care nu parchează. Pe de altă parte avem un avantaj. Noi constanțenii parcăm, uite, în fața primăriei, plătim 10 lei, lăsăm mașina acolo toată ziua, că tot vorbeam în pauză. Nu e ca în Cluj, ca în Brașov, unde plătesc la oră, unde... Da, e mai ieftin. No? Dar odată ce ți-o ridică și plătești 800 de lei, pierzi toți banii pe care ai câștigat în partea cealaltă. Exact. Plus frustrarea lucrurilor respectiv, că nu cred că e foarte plăcut să ajungi în situația respectivă. Da, nu cred că e deloc plăcut. O seară pe colegii mei să sune și pe președintele ACIA, Andrei Popescu, și apoi vom avea un telefon. E o sumă foarte mare, 600 de lei, și ne aducem aminte că eram amândoi acolo când Radu Mazăre a declarat că 600 de lei e o sumă pe care a pus-o pentru că așa a vrut el.
O fi fost supărat când a spus asta, da. Nu știm exact. Domnul Mazăre își spune cam des. Transparență din partea primăriei, zero. Mi-aduc aminte că domnul Andrei Popescu s-a luptat vreo jumătate de an ca să afle. Haideți să vedem, că e la telefon. Bună seara! Bună seara! Bun, la telefon Andrei Popescu, președinte Acia Constanța. Vorbim despre ridicatul mașinilor. Ca președinte al Acia, ați avut mai multe demersuri, ca să aflați în primul rând dacă sumele acestea de bani se duc spre, și spre administrația locală. Cât de greu a fost să aflați informațiile de la primărie, domnule Popescu? Am împiedicat ceva. Am avut ceva piedici. Am făcut vreo 5 sesizări pe 544. Tot timpul dădeau termen, mai cereau ceva. Am aflat că toți banii revin integral firmei care ridică mașinile. Și, în primul rând, aș dori transparență. Să vă mai spun ceva, am văzut acum o oră, a dat primăria un comunicat prin care vor să prelungească acest contract, dar de data asta au făcut-o mai transparent, să zicem. Ne-au lăsat 3 zile la dispoziție să ne depunem dosarele, dacă vrem să participăm la această atribuire directă. Vi se pare puțin? Vi se pare mult? Mi se pare foarte puțin. 3 zile, când să te organizezi? Ținând cont că firma care deține contractul are tot ce-i trebuie. Am înțeles, da. Nici n-a avut parte de o concurență loială. Bun, în principiu sunteți de acord sau nu cu ridicarea mașinilor? Pentru că știm cu toții, în Constanță se parchează fiecare unde vrea. Care e problema, până la urmă, că se ridică o mașină parcată nereglementar? Problema, în primul rând, este că în majoritatea sectoarelor din București și chiar în orașe din țară este declarată ilegală. Nu mi s-ar părea normal să fim noi mai comoți, că și așa avem cele mai multe taxe care nu și-au rostul. Am înțeles. Mulțumesc pentru telefon, domnule Popescu. Într-adevăr, o idee interesantă aceasta, că în București, știu și eu, o casă de avocatură a obținut în instanță anularea contractului pe care primăria îl avea. Aici nimeni nu a încercat, din câte știu eu, în astfel de demers. Există niște procese pe rol, dar durează. Sunt procese legate de... Sunt oameni care au rămas fără mașină la modul acesta și au căutat calea instanții. Bun, o să încercăm să facem un experiment acum. La sugestia lui Dorian, să-l sunăm în direct pe domnul Nicolae Florin Toma, care nu ne-a mai răspuns la SMS-uri, dar haide să facem acum. Îl sună colegii mei, vedem dacă intră în direct și dacă vorbește cu noi. Da? Colegii mei îl vor suna, veți auzi tonul și dumneavoastră în televizoare, îl vom auzi și noi aici în platou. Sunt curios ce se întâmplă. Are telefonul închis sau nu se află în area de acoperire a rețelei mobile? Vedeți? Bun, deci domnul Florian, Nicolae Florin, poate i-a ridicat mașina. Telefonul. Da, i-a ridicat telefonul. Acum trebuie să vă spunem că noi am promovat un pic, Dragoș a promovat mai multe emisiunea pe Facebook, știa că va fi la ora 17. Mie mi s-a mai întâmplat odată așa cu domnul Toma, i-am spus că îl voi suna a doua zi, pentru că mi-a declarat că nu are e-mail, nu are nimic pe lumea asta din ce înseamnă tehnică modernă. L-am sunat o zi întreagă și avea telefonul blocat, când am încercat de pe alt telefon suna, avea numărul blocat. Mă rog, interesant. Deci asta e situația, dar așteptăm pe domnul Toma în emisiune și cu altă ocazie. Acționari, cine mai sunt? Înțeleg că este o întreagă încrângătură aici în această firmă. 3 acționari în firma SC Litoral Conex SRL, firmă care nu a fost menită de la început pentru a ridica mașini, ci așa cum îi spune și numele, pentru turism. Trebuie să spunem pentru curiozitatea telespectatorilor că băiatul care e patronul principal și care se ocupă vine din politică, a făcut politică în PNG. Unde a făcut? În? În partidul lui Gigi Becali. La domnul Becali? Da, da, da. Și a fost adjunctul și mâna dreaptă a domnului George Mândilă. Care înțeleg că vrea să fie, e pe cai mari, da? Va ajunge copreședinte PNN. Da. Colegii lui cu care am vorbit din PNG povestesc despre Florin Toma că mergeau împreună și puneau bilete la pariuri sperând să se îmbogățească, la pariuri sportive. Am înțeles. Se pare că a fost un pariu câștigător. Nu știu, mă gândesc, o să vedem rezultatele financiare ale firmei. Niciunul dintre ei nu m-a crezut că Florin Toma se ocupă acum cu așa ceva. N-a crezut. Haide, domnule, că e un băiat simplu, cum să... Dar să dăm cezarului, ce al cezarului. Iată, este că a ajuns sigur să facă o afacere de interes public. Mai avem un telefon ultim în această emisiune. Sigur. Bună ziua, vă ascultăm.
Alo? Bună ziua, vă ascultăm, doamna, dar pe scurt, vă rog. Bună ziua, aș vrea și eu o scurtă întrebare să pun acelor telespectatori care îi aveți în emisiune. Pe ei interesează să pună ei mâna pe contractul acestei firme sau interesează ordinea din acest oraș? Pentru că știm foarte clar cât de nesimțiți suntem, să lăsăm la o parte că n-avem locuri de parcare. Pot dar să vă dacă căutăm, găsim, nu suntem un oraș chiar atât de aglomerat. Pe ei ce am înțeles, stați un pic să vă răspundă colegul meu, Doria Hapurnea, jurnalist. Rămâneți! Da. În primul rând, doamnă, eu sunt jurnalist, deci n-am niciun interes să preiau acest contract. În al doilea rând, am să vă spun doar atât. Băiatul care se ocupă de ridicat mașini acum în prezent, cu câteva luni înainte să se apuce de această activitate, a închiriat un spațiu comercial de la o doamnă foarte bună prietenă cu Radu Moazere, cu 300 de euro pe tot sezonul în Mamaia la Casino. Așa, și? Înțeleg? Nu înțelegeți ce vreau să spun. Ba da, am înțeles. Bun. Și atunci? Eu nu vorbesc am de... Am înțeles. Eu vorbesc de principiu, doamnă. Doamnă, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumim pentru eu telefon. Eu vorbesc de afaceri date cu dedicație, doamnă. Sunt. De banii orașului dați cu dedicație și dumneavoastră mă întrebați dacă vreau eu contract de ridicat mașini. Dar eu vă spun sincer, doamnă, dați-vă să fiți. Eu aș vrea, da, dacă aș avea o firmă pe cuvânt, aș vrea să particip la licitație și cred că aș face ordin în oraș. Dar, din păcate, n-am o firmă. Dacă oricine vrea, poate depune până pe 2 aprilie. Contract cu consilierul dosar. Local, domnul Chiron Dojean, 100 de euro pe sezon la Cleopatra. Mulțumim pentru telefon. Domnul Chiron Dojean, 100 de euro pe sezon. L-am văzut ieri, era directul unui turneu de șah. Da, 300 de euro la casino și domnul ăsta... E mai mult decât evident că... Acum la salariile din România mi se pare ok. Da. Câștigi 200 de euro pe lună, bună cât rămân, vrei să dai. Da. Iar ca să terminăm și să închinem cercul, fosta iubită a acestui băiat, care este și acționar în această firmă, deși nu se ocupă, este o ospătăriță care a lucrat la barul domnului Strutinski. Și care, după ce și-a făcut specializarea în barului domnului Strutinski, a lucrat în turism la domnul Nejloveanu. Îl știm pe domnul Nejloveanu. Îl cunoaștem, da. E inculpat în dosarul retrocederilor alături de Radu Mazere, nu? Bun, deci... Bun, Dorian este jurnalist de investigații, domnilor, și domnilor are și toate aceste informații. Eu vreau contracte să ridic mașini, nu vreau, domnul, niciun contract. Vreau ca firmele astea să fie date oamenilor competenți. Dragoș, care e soluția pentru a scăpa de această corvoadă a parcării și a, nu știu, vezi vreo soluție? Cum deci, e prin altă părți? Soluția există, dar trebuiau puse în aplicare de la început. Nu? Acum, adică? De 20 de ani se vorbește în constant, domnule, orașul ăsta nu e pregătit pentru atâtea mașini. Păi da, nu se știa. Până acum, că nu e pregătit. De acum înainte, ce ar trebui de acum făcut? Înainte, ce să facă? Ce să mai faci când au construit blocuri până în trotuar? Unde să mai faci parcări? Păi fiecare bloc trebuie să aibă un anumit număr de parcări. Păi trebuiau să le facă de la început. Păi le fac. Dar știi ce au observat? Le trec la subsol, spun așa, facem un bloc la subsol locuri de parcare și apoi desfințează locurile de parcare și fac spații comerciale. Fac spații comerciale. Deci, la demisol. Păi să înțeleg că nu avem nicio șansă. Păi de ce șansă să ai dacă nu se gândește nimeni la chestia asta? Deci interes, uite care e, să dai la o firmă să ridice, fac bani și basta la revedere. Parcăm. Și când vine poliția, nu știu, nu e problema mea. Nu știu unde parchezi. Păi, acu e problema până la urmă. Nu știu, cine face haosul ăsta? Când dai o autorizație. Era, mai puneau acum câteva zile în Japonia, nu te lasă ea să cumperi mașina dacă n-ai loc de parcare. Da? Aici nu treabă nimeni nimic. Să nu ai unde parca. Pare destul de evident că interesul e să nu ai unde parca. Exact, cam așa ceva se înțelege. Atunci când nu ai unde parca, vă spun de exemplu că parcările din Mamaia sunt date toate în administrare unei firme care se ocupă cu vândut hainele. Și pot arăta oricând poze cu patroana de la acea firmă, mână sau stând la o prietenie foarte frumoasă cu soția șefului de la Confort Urban. Am înțeles. Poate are ca obiect principal vânzarea de haine și ca obiect secundar parcările. Nu, au un magazin de haine în Mamaia și întâmplător aia, mă, dacă tot vinzi și niște haine, nu vrei să te ocupi și de parcările din Mamaia? Câte? Toate. Nu-i problemă. Că doar ne cunoaștem și eu ți le dau. Mi-a mai spus cineva înainte de a veni în emisiune și dați-mi voie să spun și eu această idee la rândul meu. Parcările acestea pe care le închiriem de la primărie, a spus așa, haideți să se facă printr-un fel de licitație. Plătim 170 de lei, dar cine are odată loc de parcare l-a obținut, e stăpân pe el, deci lasă mașinile acolo, le blochează, dacă facem licitație și cine
vine mai nou într-un bloc, are șansa să aibă un loc de parcare și poate primăria obține mai mulți bani. Dar asta nu e o soluție până la urmă, da? Faza e rezolvarea unei deci, mici probleme. Nu e nicio soluție, niciuna nu se poate aplica la ora asta. Da? De pornind în cartier, la mine erau 5 mașini. Deci, bun, terminăm acum... aici. Terminăm pesimist. Nu sunt soluții. Nu se caută. Nu se soluții. Caută. Exact. Soluții există, că doar marile orașe din țara asta le-au adoptat. În Constanța nu se caută soluții. Bun, pentru Constanța... că domnul primar e hăituit de procurori. Nu se caută soluții. Și mulțumesc. Nu mai semnează nimeni. Suntem pe final. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am îndurerea. Mulțumesc și noastră că v-ați uitat. Rămânesc România TV.